Salutare, dragule! Cu ce te putem ajuta noi în această zi frumoasă de ziua femeii? Salutare și vouă și mă bucur că vă văd și ne întâlnim. Prima întrebare care vreau să o pun este destul de generală, dar în același timp, zic eu, foarte specifică legat de sistemul de management. Și anume, care crezi că este viitorul managementului în condițiile dezvoltării inteligenței artificiale? Va mai fi făcut de oameni sau de mașini? Vor renunța oamenii la acest atribut fundamental al omului, nevoia de a conduce și controla? Da. Trebuie să schimbăm numele podcastului. Aveți ceva cu noi? Deci, în ultimele trei podcasturi ni s-au Toți cerut întrebăm asta. doar preziceri ale viitorului, ceea ce ură să le fac. Băi, depinde și pe ce perioadă ne uităm. Adică, pe următorii. Hai să o luăm așa. Până când noi o să ne retragem din business, mari schimbări în management nu vom vedea. Vom avea unelte din ce în ce mai bune care să ne permită să facem oricum ceea ce făceam, dar cu o viteză mai mare, cu mai puțin efort și mai puțin timp petrecut pe tascuri care pur și simplu pot fi automatizate în management. Însă, fundamental, managementul va rămâne același. De ce zic doar pe perspectiva mea, doar pe termenul ăsta, este că ceea ce vom vedea în anii care urmează, vom vedea destul de multe business-uri autonome. Care business-uri autonome, business-uri open source. Adică care nu neapărat au un șef, nu neapărat au un lider, nu au un antreprenor în spate, nu au, la fel cum este Bitcoin-ul sau cum este Ethereum sau așa mai departe, nu neapărat aparțin unei entități, ci pur și simplu sunt business-uri care funcționează total autonom. Și încep încet încet să apară, numai că va dura. Până când toate lanțurile de aprovizionare, lanțurile de vânzare, canalele de marketing, toate aceste lucruri să ajungă la tehnologizare maximă, iar apoi să fie unite, să fie aduse împreună toate datele, va dura ceva. Așa că unele dintre ele nu au o nevoie foarte mare de management. Dar majoritatea vor rămâne tot conduse de oameni, iar atâta timp cât vor fi conduse de oameni, oamenii vor avea nevoie de management. Deci, doar în momentul în care vom putea să scoatem elementul uman din business, ăla e momentul în care nu o să mai avem nevoie de management. Ni s-a demonstrat din ce, când ne uităm așa puțin în piață, ni s-a demonstrat prin Uber, prin business-uri gen Glovo și așa mai departe, că poți face business-uri enorme în care tu nu ai un număr mare de angajați. Numărul de angajați este mic, forța de muncă sunt freelanceri și tu ceea ce faci este să pui freelancerul în contact cu omul care are nevoia și să folosești un sistem de rating astfel încât să poți să, ce ar face un manager prin evaluare de performanță, o fac clienții direct cu acei freelanceri și în timp se ajunge într-un anumit loc. Dar știi care e problema cu asta? Ne pune și pune oamenii un astfel de sistem, pune oamenii într-un context în care să zic pe românește, să șmecherească sistemul. Pentru că asta facem. Dă-ne un context și vom găsi scurtături. Asta știm să facem ca oameni. Și acele scurtături vom încerca mereu să nu neapărat să găsim metode etice să ajungem acolo unde vrem. De asta, de exemplu, înainte ratingurile
erau ceva extrem de important. Încep să devină din ce în ce mai puțin importante, pentru că s-au găsit metode prin care să pot să cumpăr 1000 de ratinguri pe Amazon cu câteva mii de euro. Și ia uite cât de tare sunt. Roboții, destul de greu, adică cu cât roboții devin mai buni, cu atât devin mai buni și ăia care își mecherez roboții. Și vom ajunge tot într-o problemă de management. Adică cred că momentul în care va fi nevoie de foarte puțin management va fi momentul în care cu adevărat există toate datele în sisteme, nu mai rămân în capul oamenilor. Și doi, în momentul în care AI-ul ajunge cu adevărat AI. Iar AI-ul în acest moment este destul de prost. Oricât de multe avansuri am făcut noi, AI-ul ceea ce poate să facă cât de cât ok este dacă îi dai enorm de multe date, enorm de multe seturi de date, poate să facă preziceri cât de cât accurate. Dar hai să ne uităm totuși câți ani ne-a luat ca Siri sau Google sau așa mai departe să ne înțeleagă cât de cât când vrem să-i spunem să stingă lumina. Și numai eu știu de câte ori mă cert cu ele, ți-am zis să stingi lumina, fiar lumina, dracul, stingi-o, fă-i odată ce-ți zic și câteodată înțelege, câteodată nu înțelege, dacă este un zgomot de fundal nu mai înțelege, dacă m-am grăbit și am legat puțin cuvintele împreună din nou nu mai înțelege, adică este o cale lungă până la inteligența artificială. Dar, pe scurt, atâta timp cât oamenii vor fi implicați în business, vom avea nevoie să facem management. Punct. N-avem altă șansă. Adrian, tu ce... Te sperie că rămâi fără job? Nu mă sperie, nu. Eu abia aștept. Evoluția și tehnologia. Și da, sunt de acord că încă nu este AI-ul acolo unde mai e mult până ajungem la competențele pe care le așteptăm cu toții. Sau unii dintre noi, nu chiar toți. Dar mi-e greu să văd companii care să fie conduse strict de AI. Asta pentru că mie îmi place mult domeniul și îmi doresc să pun umărul, să dezvolt și cu ce facem noi în companie softuri sau zone în care machine learning să vină să te ajute să iei decizii mai bune. Dar de aici până la a te aștepta că o să iau o decizie de management AI care să impacteze oameni, stai acolo cu tine. Nu se va întâmpla prea curând. Suntem departe. Pe de altă parte, este un instrument fabulos și părerea mea este că acele companii care nu înțeleg revoluția tehnologică pe care o aduce inteligența artificială vor dispărea de pe piață. Adică avantajul competitiv pe care îl oferă tehnologia asta este atât de mare încât concurența va fi pur și simplu spulberată în momentul în care tu vii și te ajuți de astfel de instrumente. Și când spun te ajuți, mă refer odată la pe zona decizională, că te va ajuta să iei decizii mult mai bune, are capacitatea să vadă pattern-ul, da? Tot vine lumea și ne întreabă, AI-ul va face acest lucru, va face predicții, da? Va calcula, va procesa cantități de informații mult peste capacitatea unui om și te va ajuta, mă întorc, nișat. Pe termen scurt, toate lucrurile astea vor fi foarte nișate, adică foarte specifice. Pe termen lung, cu toții vedem ce timp că se poate ajunge și se anticipează acea zonă de singularity în care inteligența artificială ajunge la general intelligence, inteligența artificială generală. Mai avem până acolo, nu, dar eu asta... În momentul ăsta nu avem nici software-ul, dar nu avem nici hardware-ul necesar. Cu toate calculatoarele noastre atât de puternice și inclusiv quantum computer-le care... Bun, Google zice că l-a făcut, ăla nu prea sună quantum computer ce e acolo. Nu există încă puterea de procesare necesară să poți să bagi atât de multe date și AI-ul să treacă prin atât de multe scenarii pentru
o decizie. General, general. Exact. Pentru decizii atât de complexe pe care noi le luăm așa. Da, pe de altă parte, aduți aminte anul trecut, la un moment dat, nu mai știu când, a fost războiul în Israel, da? Și a fost pentru prima dată în istoria umanității în care inteligența artificială a ajutat, adică izraelienii s-au ajutat de scenarii de război pe care le-a calculat, le-a gândit inteligența artificială și în funcție de scenariile pe care le-a propus mașina, calculatorul, au făcut tot felul de acțiuni militare, ceea ce Da. scary. Dacă mă întreb, este scary, scary, scary. Deci, așa este, nu există la nivel general, dar nișat, cu siguranță că inteligența artificială deja de astăzi are impact în viețile noastre. Exemplu, Iar unul din problema aia cu Siri, planurile. aprindem luminile, Ce e? aia e rezolvată deja. Siri, aprindem luminile, există tehnologia, a avansat mult mai mult astăzi. A Nu avansat, știe, hey. dar încă nu este acolo unde măcar să simți că poți, că vorbești cum ai vorbi Ah, unei nu. persoane. Da. Mașina încă n-a depășit testul Turing, așa se numește, da, în Da. momentul în care nu-ți mai dai seama dacă stai de vorbă cu un calculator. Mai avem până acum, într-adevăr. Și nu neapărat, nu pot să văd că merge înspre direcția respectivă cu o viteză foarte mare. Adică sunt îmbunătățiri incrementale, dar nu vezi îmbunătățiri exponențiale pe tehnologia asta, deși au acces la cele mai multe date din istorie. Adică numai Apple-ul de câte ori are acces la Hey Siri ceva. Na. Și atunci, la fel Amazonul cu Alexa, la fel Google-ul cu Google Assistant-ul. Și atunci, chiar dacă au și avem acces, au acces la toate datele respective, îmbunătățirile sunt totuși incrementale, nu sunt încă exponențiale cu privire la asta. Dar, din nou, ce zicea și Adrian, ca unelte, de exemplu, și noi în TBF avem planul pe următorii ani să putem să oferim exact ceea ce vorbea Adrian de partea de scenarii, să poată un AI să ruleze scenariile necesare, să zicem, într-un război. Același lucru se poate întâmpla ca un AI să ruleze scenarii de business. Scenarii de, ok, iau decizia asta și decizia asta, arată-mi cum ar putea să arate cifrele, arată-mi unde ar putea să fie bottleneck-urile, arată-mi cash flow, cum mi se modifică și lucruri de genul ăsta, care acum îți trebuie o armată de analiști în spate să ai un răspuns cu adevărat corect și atunci, datorită resurselor limitate și cât de scumpe sunt aceste resurse, nu te-a pus să rulezi mai mult de 50 scenarii ca să iei o decizie, pentru că dacă rulezi mai mult, te costă enorm de mult, durează foarte mult timp și până când ai luat tu decizia, s-a dus dracu oportunitatea, știi? Și cam așa e. Așa că mult timp va trebui încă să facem management. Bun. Mulțumesc pentru răspuns. Acum să revin la domeniul meu de activitate, care e cel de contabilitate. E un domeniu destul de rigid în care lucrurile sunt încremenite așa de foarte mult timp. Încerc să introduc inovația foarte mult și întrebarea este care este managementul unei firme de contabilitate raportat la sistemul TBF. Adică poate fi văzut ca o afacere clasică cu departamente de vânzări, de marketing. Bineînțeles, da, dar în mod specific, dacă își găsesc locul astfel de departamente. Domnule, atâta timp cât lucrez cu oameni, sistemul TBF de management funcționează. El e făcut să meargă să maximizeze performanța umană, nu
mă interesează în ce industrie ești, ai nevoie, dacă vrei să împingi oamenii să crească, ai nevoie de obiective măsurabile și valori de progres, face parte din noi ca oameni, cum performăm, cum vedem lucrurile. Dacă vrei ca oamenii să realizeze lucrurile pentru care au fost angajați, au nevoie de responsabilități, au nevoie să înțeleagă, au nevoie de responsabilități măsurabile, astfel încât să se poată simți în controlul propriei performanțe, au nevoie să fim verificați la fel cum noi, ca antreprenori, la fel ca toți ceilalți, avem nevoie să fim verificați, să ne asigurăm că facem lucrurile pe care, care sunt bune pentru noi, dar de multe ori nu le facem. Lucrurile nu se schimbă în sistemul de management. Ceea ce tu ne întrebi probabil este care e o structură a acelui business, care e o organigramă sau da, o arhitectură de business care să funcționeze în partea de contabilitate. Și aș veni cu o întrebare în plus aici, ok, care sunt punctele critice ale business-ului? Adică ce trebuie să meargă foarte bine ca business-ul tău să poată să scaleze? Operaționalul și relațiile cu clienții. Astea sunt cele două puncte critice. Și vânzările, nu? Da, și vânzările, dar acelea merg, să zic așa, oricum. Avem o parte de servicii, de înființări, modificări, radieri, intermediari, de fapt, și de acolo ne atragem clienții. Bun. Deci tu spui, deci dacă nu e aia, este marketing. Dacă nu sunt vânzările, este marketing. Da. Pentru că, ok, atrageți clienții prin serviciul respectiv, dar trebuie să promovați serviciile respective. Da, da. Avem serviciul tractor, să zicem așa, cum e produsul tractor, cel de înființări, da? Și de acolo, de acolo preluați și duceți în alte servicii. Corect? Da, da. Da, exact. Da. Bun, păi dacă astea sunt cele trei puncte critice, astea sunt cele mai importante departamente care te interesează. Operaționalul, relațiile cu clienții și marketingul. Da? Acum, ai un lider foarte bun pe fiecare. Cum îți dai seama că ai un lider foarte bun pe fiecare? Cea mai ușoară modalitate să ne dăm seama de asta este să ne gândim în felul următor. Omul pe care eu l-am acum pe operațional poate să dubleze ceea ce există acum fără nicio problemă? Are capacitatea să facă asta? Din toate punctele de vedere. Capacitate, resurse, competențe. Resurse, competențe, exact. Nu mai vin cuvintele. Am venit în România și nu mai am cuvinte. Așa că atâta timp cât liderii pe care îi ai pot să dubleze ceea ce există fără probleme, ai încredere că poți să facă asta, ai liderii potriviți. Dacă nu ai însă încredere că oamenii pot să facă asta, nu ai liderii potriviți. Și acum, ai două șanse când ai liderii potriviți. Unu, aduci pe unul care poate să facă asta în locul celui care nu poate. A doua, investești în persoana respectivă, în persoana pe care o ai acum, dacă este o persoană în care merită investit, ca să poată să ajungă la nivelul respectiv. Cum investești? Nu ții de mână persoana aia. Îi dai resursele necesare, să poată să meargă la consultanți, să poată să meargă la trainingurile necesare, să poată să meargă să-și cumpere cursurile necesare, astfel încât să poată să ajungă la nivelul respectiv. Asta înseamnă să investim într-o persoană. Dacă vrem însă, de exemplu, am fost de multe ori pus în situația în care pe o anumită poziție, ultima oară acum câteva luni, aveam într-o companie pe o anumită poziție, pe poziția de CFO, un om remarcabil, cu un caracter excepțional, cu o etică de muncă extraordinară, cu o disciplină extraordinară, însă
experiența lui de până în momentul respectiv și capabilitățile lui tehnice pe hard skill-uri nu erau la nivelul la care era nevoie să conducă grupul în momentul respectiv. Era mult mai sus decât știa el atunci. Și atunci nu vroiam să dau omul respectiv afară și să aduc un alt om cu expertiza respectivă, pur și simplu pentru că avea absolut toate lucrurile necesare încât să ajungă extraordinar omul ăsta. Dar, în același timp, nu vroiam să aștept 3 ani sau 3 sau 4 ani de zile până când el ajungea la nivelul ăla încât să facă mișcările de care eu aveam nevoie. Și atunci ceea ce fac în contextele astea este să aduc lângă el un consultant cu experiența de care eu aș fi avut nevoie în momentul ăla în companie. Și ce se întâmplă? Compania are beneficiile ca și cum ar avea deja omul ăla care pe mine mă interesează, dar în același timp și păstrez omul ăla care poate să stea lângă mine 7 ani și apoi să îmi aduc o valoare extrem de mare. Astea sunt opțiunile. Altele nu avem. Dar, spun foarte răspicat acest dar, nu sunt mulți oamenii pentru care merită să facem ceea ce eu am zis acum. Deci, cu adevărat, din toate punctele de vedere, omul ăla trebuie să demonstreze că merită să fie investit în el așa. El trebuie să demonstreze, nu eu. Nu eu trebuie să trag de el să meargă în direcția aia. Dacă a trebuit să trag de el, la revedere. Sunt foarte puțini. Am vrut doar să spun paranteza asta și sigur continuă Adi de aici. Cât de important este e partea asta de că nu sunt atât de mult, nu este o soluție pentru oameni mediocri. Este o soluție pentru oameni remarcabili, dar care încă nu au avut timpul necesar să ajungă la capabilitățile de care are nevoie compania acum. Dar omul ăla e deja remarcabil. Asta e perspectiva mea. Da, mă gândeam în timp ce povesteai că dacă am schimba numele sistemului de management TBF, de fapt nu dacă l-am schimbat, dacă am adăugat și am spune sistemul de management TBF pentru contabilitate, sistemul de management TBF pentru construcții, sistemul de management TBF pentru consultanță și așa mai departe, am scăpat de întrebarea asta. N-ar trebui să facem nimic altceva, restul poate să rămână totul la fel. Doar să punem acolo. Deci, dragule, uite, în grupa de implementare pe care o conduc, sunt 10 companii total diferite din industrii diferite. Nu sunt două din aceeași industrie. Eu sunt dintr-o industrie cu totul diferită. Companiile cu care eu am tot lucrat în ultimii ani n-au fost două din aceeași industrie. Și mereu s-a pus întrebarea asta, chiar și noi când am început acum 4 ani cu Fortitude-ul de pe vremuri, da, la mine s-o aplica, adică înțeleg că are sens să aplică și la mine în industrie. Și realizam acum că niciodată, dar niciodată nu am auzit un antreprenor care să vină să-mi spună: băi, am încercat sistemul TBF și a ieșit nasol, frate. Bă, a fost nașpa. Mi-a scăzut cifra de afaceri, mi-a plecat jumate din personal și nu trebuiau să plece, m-a bătut concurența la fund. N-am auzit niciodată astfel de lucruri. Niciodată. Pentru că oricum ar fi, în momentul în care începi și vezi logica, vezi structura și începi să pui lucrurile alea așa cum le tot povestim, responsabilități, roluri, ședințe de evaluare, ședințe de progres, trimestriala, întâlnirea zilnică, toate aceste lucruri aduc structură într-o companie sau îmbunătățesc dacă tu deja ai structura respectivă. Și pentru că sunt simple, sunt clare, nu e nimic complicat, nu trebuie, cum am tot povestit, am fost la cursuri unde trebuia să stau 6 luni de zile și mi se predau metodologii, le am și acum pe aici pe undeva, îmi făceau creierii praf, ele erau foarte interesante, foarte fain. Nu puteam să spun că era ceva acolo care n-avea sens în ceea ce spuneau oamenii.
Dar când am luat și am încercat să implementez în companie, s-a terminat, n-am putut. Pentru că era prea mult, prea complex, prea dintr-o dată, prea complicat, prea. Aici lucrurile sunt foarte simple de implementat. Încep cu o trimestrială, pe aia stabile niște obiective, foarte puține la număr și tot procesul ăsta de implementare a sistemului, care mie îmi place foarte, foarte mult, te duce la capăt. N-ai cum să nu ai rezultate. N-ai cum. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să rămâi tu pe drum. Chiar dacă ești pe autobandă, mai intri, mai bagi benzină, mai te duci pe un drum secundar, dar dacă reușești să te întorci înapoi cu disciplina și cu focusul pe lucrurile pe care le-ai de făcut, și nu sunt multe, acea hartă pe care noi am tot afișat-o, schema aceea gândită de Răzvan, managementul vârtejului, managementul creșterii, n-ai cum să nu vezi rezultate bune în companie. Deci răspunsul la întrebarea dacă se aplică la mine în companie este da, indiferent de industrie, indiferent de număr de angajați, indiferent de orice. Nu știu, pentru că n-am experiență și aici poate Răzvan are, într-adevăr, poate că e o limită superioară la care eu nu știu ce se întâmplă. Adică într-o companie multinațională, corporație cu 50.000 de angajați, habar n-am dacă se aplică sistemul TVF, n-ai și să spun. Dar pentru companiile noastre românești, pe care le știu atât de bine, răspunsul este da, companiile noastre antreprenoriale. Cea mai mare companie în care am implementat sistemul TBF de management a avut peste 10.000 de angajați. Acum, activ, sunt care folosesc și softurile TBF digital și sistemul de management, sunt peste 20 de companii cu peste 1.000 de angajați. Limita superioară nu prea există. De ce? Pentru că, deși tu zici, uite, am 50.000 de angajați, de fapt nu ai. Ceea ce se întâmplă este că ai mai multe business-uri în acel business, care fiecare are undeva la 500-1000 de angajați. Nu poate să susțină, nu poți susține management la 50.000 de angajați pur fără să separi business unit-ul. Da. Fără... Principial sunt de acord, n-am experiența, dar ca principiu, cred foarte mult, cum spunea Sun Tzu în Arta Războiului, a conduce 1.000 de oameni este fix același lucru cu a conduce 10. Nu este niciun fel de diferență. Da. Dacă îi conduci cum trebuie. Da, chiar nu este. Chiar nu este. Și diferențele, eu ce văd, este cam așa. Dacă conduci oamenii corect, nu vor fi diferențe între a conduce 10 oameni, pentru tine personal, tu ca lider de companie, nu vei avea absolut nicio diferență în a conduce 10 oameni, 50 de oameni, 100 de oameni, 1000 de oameni. La fel de mult timp vei petrece în management, tot pe aceleași lucruri îți vei bate capul cu ele, nu se schimbă partea asta. De ce simt antreprenorii, de fapt, că se schimbă, este pentru că ei nu fac managementul corect. Și atunci, când nu faci managementul corect, când ai trecut de la 10 la 30 de angajați, lucrurile devin groaznice pentru tine. Se schimbă extrem de mult. Pentru că una e să fac micromanagement cu 10 angajați, alta e să fac cu 30. Și alta e să fac cu 50 și alta e să fac cu 100. Și atunci, de asta oamenii simt că se schimbă. De asta antreprenorii simt că se schimbă de la 10 la 30, la 50, la 100. De asta antreprenorii simt că se schimbă pentru managementul de la birou cu managementul oamenilor remote. De fapt, managementul, dacă făceai managementul corect, faptul că îți lucrează din birou sau îți lucrează de acasă, nu ar trebui să facă absolut nicio diferență. Însă, dacă managementul nu este bun și tu reușești să menții controlul prin micromanagement, în momentul în care ți-au plecat de la birou și nu-ți mai sunt la birou, productivitatea începe să se ducă în cap. Dar asta nu pentru că ți-a plecat omul de acolo, ci pentru că nu mai poți să-i faci micromanagement. Ăsta e, de fapt, motivul. De-aia sunt mereu întrebat, ok, dar cum modificăm sistemul de management TBF să meargă cu oameni remote? Nu-l modifici. Dacă îl folosești și dacă îl ai implementat complet, nu ai nimic de modificat. Singurul lucru pe care eu l-am spus, ce fac în plus pentru partea remote, este următorul lucru. Noi când suntem la birou, dacă lucrăm cu oamenii la birou, partea de interacțiune umană
de povești, de a ne conecta unii cu alții, se întâmplă natural. N-avem nevoie să facem neapărat ceva organizat, ceva în plus. Pentru că ne întâlnim la masă, cum zice Adrian, că la el, de când a început compania, iau masa împreună. Da? Și atunci, lucrurile astea cumva se întâmplă natural într-o afacere și oamenii se conectează unii cu ceilalți. Când suntem toți remote, lucrurile astea nu se mai întâmplă natural. Și atunci trebuie să devină programate. Avem nevoie să programăm o dată pe săptămână, o oră, două, să ne uităm la un film online împreună, să povestim despre ceva, să fumăm un trabuc împreună și să vorbim despre nu știu ce problemă din lume și așa mai departe. Lucruri care înainte se întâmplau natural, când ne întâlneam și vorbeam despre atrocitățile din Ucraina, care lucru care ne conecta într-un fel sau în altul, acum nu se mai întâmplă natural în managementul remote. Și atunci avem nevoie să le programăm ca să creăm acel lucru. Avem nevoie să le punem acolo. Și fac paralela de fiecare dată cu relația de cuplu. În relația de cuplu, la început, lucrurile se întâmplă natural. Ieșim de 2-3 ori pe săptămână la restaurant, lugu-lugu, ce facem, stăm, povestim despre ce am făcut fiecare. Asta e relația de la început. Acum, cu cât trece timpul și ne obișnuim unul cu celălalt și ne înțelegem unul pe celălalt, lucrurile astea ajungem să le luăm for granted. Să de la sine. Așa e natural. Da, nu le mai apreciem, nu le mai considerăm niște lucruri, uite ce frumos a fost azi la masă, e pur și simplu a fost o masă. Dacă nu faci ceva în momentele alea în care să te asiguri că acele lucruri se întâmplă consecvent, că cel puțin o dată pe săptămână ieși cu soția la o masă, că aveți măcar o zi pe săptămână în care sunteți doar voi, fără copii, fără X, fără Y, fără nu știu ce. Toate lucrurile astea, dacă nu le programezi, ajung să nu se mai întâmple și relația ajunge să răcească. Același lucru este cu munca remote. Da? Și normal, același lucru este și chiar dacă stai în același birou, de multe ori ai nevoie să creezi contextele pentru ca oamenii să facă aceste lucruri într-un mod plăcut. Cum Adrian spunea de contextul pe care l-a creat, luăm toți masa împreună. Fie că vreți, fie că nu vreți, mâncați aici. N-ai cum să n-ajungi, exact cum povestea Adrian, că nu poți să stai la masă cu o persoană pe care ești nervos. Mintea te va obliga să-i găsești o soluție la problema aia emoțională pe care o ai cu persoana respectivă ca să poți să stai cu ea la masă. Da? Dar ăsta este un context. Sunt 11.000 de alte contexte. Am companii în care în fiecare joi seara este gaming night. Asta pentru că sunt mulți bărbați acolo, le place cu PlayStation-ul cu așa mai departe. În fiecare joi seara este gaming night. Se stă până la 2-3 dimineața. Am companii care au luat ideea pe care eu am spus-o cu întâlnirea trimestrială. Am spus, băi, în loc să aveți un revelion pe an, aveți 4. La fiecare trimestru este un revelion. S-a încheiat capitolul, începem un alt capitol. Și au luat lucrul ăsta și ce au făcut? Au zis, băi, noi chiar facem revelion. La fiecare 3 luni de zile facem revelion, s-a încheiat, petrecere cu măști, cu 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1 s-a încheiat. Am pe unii care la fiecare revelion taie porcul, fiecare cu plăcerile lui. Dar ăla-i de Crăciun, mă, frate. Dar nu contează, ei vor revelion. Și la ei de revelion se taie porcul. Foarte bine, taie porcul. Dacă vrei, taie și pisica. Nu mă interesează pe mine care e plăcerea ta. Dar ideea este
că poți să găsești astfel de lucruri în care oamenii pot să se conecteze. Doar că remote va trebui să le planifici. Așa că, iar pentru tine personal, gândește-te la liderii pe care îi ai. Liderii aia pot să dubleze ceea ce ai, dă înainte. Nu pot să dubleze ceea ce ai, merită să investești în ei. Dacă merită, investește în ei. Nu merită să investești în ei și nici nu poți să dubleze ceea ce ai, ce crezi că ar trebui să faci? Hashtag marți. Hashtag marți. Da. Am explicat hashtag marți vreodată în podcast-uri? Parcă odată. Amânarea deciziei de a concedia. Da, nu e amânarea. Da, era amânarea, că era... Făceam trimestrial la vineri, sâmbătă, duminică și nimeni nu voia să concedieze luni. Deci apoi abia ajungem, ne întoarcem, da. Ce marți. Ok, hashtag marți. La fel e la mine cu dieta, hashtag luni. Mereu va începe luni. Dieta începe luni, se termină de cel mai multe ori luni pe la ora 12. Da, e clar un lucru că sistemul TBF se aplică la orice firmă și ce spuneam este că... Măi, nu e clar. Fii atent. Stai o secundă. Fii atent. Nu e clar. E clar în teorie. Până când nu-l iei și nu-l implementezi, nu e nimic clar. Și diferența între cât de frumos sună din punct de vedere teoretic și implementarea pe care o faci tu cu mânuța ta, nu se poate explica în cuvinte. Deci nu poți să-ți explic ce se întâmplă cu antreprenorii, da, care trec de la teorie la practică. Este ceva absolut incredibil. Pentru că ăla e momentul în care îți este clar dacă te ajută sau nu. Până atunci e doar o teorie frumoasă, are sens, e logică, e... dar până când nu-l iei și-l implementezi, nu e clar. E o creștere personală care se întâmplă acolo. E o creștere care... ajungi într-un an de zile. De exemplu, ăsta e și motivul pentru care am căutat atât de mult timp. Am mai spus de mai multe ori. Mie nu-mi plac oamenii. Nu-mi place. Nu-mi place să stau cu ei, nu-mi place să-i ajut, nu-mi place... Nino. Nimic din toate astea nu-mi place. Și am căutat de enorm de mult timp o persoană care să aibă capacitatea necesară să poată să implementeze, să poată să ajute antreprenorii să implementeze mai repede sistemul de management. Pentru că de unul singur îți ia mai mult de un an. Inevitabil îți va lua mai mult de un an. Unu, de unul singur nu ai disciplina necesară. Doi, de unul singur de fiecare dată îți vin ție idei crețe că poate aici ar fi bine să fac puțin diferit. Știi? Și de asta se ajunge pentru cei care ajung să-l implementeze 2, 3, 4 ani, pentru că în loc să meargă în linie dreaptă, merg în zigzag până când ajung acolo. Bun. Și în momentul în care m-am întâlnit cu Adrian și am făcut parteneriatul și el a început să ajute oamenii direct în grupe să implementeze, ceea ce îți place cel mai tare în toată povestea este că vezi cum antreprenorii încep să luminează la față și înțeleg pentru prima oară deci așa funcționează un business. Asta e modalitatea. Asta e. Deci pot să am 1000 de angajați pentru că timpul meu de management este același. Și pot să fie în business 1000 de probleme pe zi pentru că la mine ajung doar 2 sau 3. Și că în momentul în care un om nu își îndeplinește lucrurile de care este responsabil, nu este responsabilitatea mea să-l țin pe ăla de mână și să-l trag zilnic după mine până când s-o hotărâ, Doamne ajută, ca el să facă. Pentru că are potențial. Da, că are potențial. Că nu e grădiniță, însă durează. Și chiar am scris în filozofia de duminică de săptămâna asta, am scris despre faptul că o dilemă care pentru mine încă nu i-am găsit un răspuns este unde
se termină ajutorul pe care noi ar trebui să-l oferim oamenilor din jurul nostru, fie ei prieteni, copiii noștri, familie, angajați. Unde acel ajutor se transformă în lipsă de respect? Pentru că de cele mai multe ori noi ajutăm oamenii mai mult decât trebuie, pentru că nu le oferim respect. Să ofer unei persoane respect înseamnă să îți oferi respectul că tu ești un om complet, un om cu capacitățile necesare, că atunci când apar problemele, să poți să le găsești singur soluțiile chiar dacă dai cu capul de 2-3 ori. Să-ți oferi respect înseamnă să te verific odată la 2 săptămâni, dar în rest să am încrederea, respectul necesar pentru tine ca om, că vei face ceea ce este necesar. Să am respect înseamnă să nu încerc să te salvez eu pe tine pentru că ești un om capabil. Și cred că foarte mulți antreprenori, una din marile lor probleme este că nu au respect pentru oamenii lor. Faptul că îți vorbesc cu dumneavoastră și faptul că nu te înjur, asta nu înseamnă că am respect pentru tine. Respect pentru tine este, odată ce am vorbit că ăla e, aia e ceea ce tu ai de făcut și tu știi ceea ce eu am de făcut, să te las să faci ceea ce tu ai spus. Iar în momentul în care ai venit și n-ai făcut, să suporți consecințele. Același lucru este și pentru mine. Asta înseamnă respectul. Dar filozofia mea este că majoritatea antreprenorilor nu au respect adevărat pentru oamenilor. Nu se uită la oamenilor și spun, da, omul ăsta poate să se descurce, am respect pentru el. Îl respect ca om, ca profesionist și așa mai departe. Nu. Am terminat slujba. Da, poate pentru că cei mai mulți oameni se văd pe ei înșiși neajutorați și consideră că trebuie să fie ajutați și n-au respect pentru ei. Păi n-au respect înșiși. Nici pentru ei. Exact. Da, da. N-au demnitate, așa, și de multe ori nici nu respectă demnitatea celuilalt. E foarte greu să ai respect pentru ceilalți dacă tu n-ai respect pentru tine. Că da. E cam primul pas. De aici pleacă, da. Iar respectul nu e același lucru cu stima de sine. Stima de sine e o parte din respectul de sine. Pentru că respectul de sine, dacă am respect pentru tine și am respect pentru mine, în momentul în care tu nu faci ceea ce ai promis și nu ai demonstrat că ai făcut tot ceea ce a ținut de tine, respect pentru mine și pentru tine înseamnă să aplici consecințele pe care noi le-am discutat la început. Că am avut noi o întrebare de la un antreprenor foarte interesantă și a zis, bun, păi aplic, dau avertismentele și când ajung la 3 într-un trimestru, chiar dau omul la afară? Adică chiar mă țin de cuvânt, de ce am zis? Aia înseamnă să nu prea ai respect pentru tine. Da. Pentru că tot vorbim de concediere și am atins subiectul ăsta, deși era cam ultima întrebare, am să o pun acum. Concedierea, cum e mai bine să se facă? După ce s-au stabilit criteriile, bineînțeles, și toate regulile, se facă cu explicații sau fără explicații? Adică, cum e concedierea spui, fără explicații? Cum adică îi spui, am încheiat colaborarea, la revedere și gata. Cealaltă variantă e aici ai greșit, aici nu poți sau nu rog. Păi asta ați eu că nu e clar. Hai să o luăm invers. Care dintre cele două metode arată respect față de persoana respectivă?
Că odată ce ai stabilit de la început care sunt motivele care duc la concediere și mai vii încă o dată și le spui, le repeți, exact cum spuneam la un moment dat, adică omul știe că n-a îndeplinit acele lucruri, acele obiective, acele sarcini de 3 ori, de 7 ori, de 10 ori, așa. Păi ai arătat respectul necesar astfel încât să-i comunici lucrul respectiv. Da, și le-ai spus, evident, da. Atunci când vine discuția finală, asta e, despre asta e vorba. La concediere este același lucru ca la orice altă evaluare. Numai că de data asta, concluzia nu este mă aștept de la tine să te îmbunătățești aici, aici și aici, ci este mă aștept de la tine să-ți iei chiloții ce ți-ai mai lăsat prin business și să pleci. Dar cu respect. Evident, da, întotdeauna cu respect, da, asta e ideea. Ce vrei să zici, Adi? Cred că dacă implementezi lucrurile corect și faci maparea responsabilității, maparea, dacă definești responsabilitățile așa cum ar trebui să le definești, adică de jos în sus, împreună cu oamenii, primul și în primul rând, printr-un proces de calibrare între lideri și oameni, sau între tine și oameni, proces de calibrare al acestor responsabilități. În timpul acestui proces, da, până când ajungi să ai responsabilitățile puse cum trebuie, oamenii își vor da seama dacă ei sunt capabili sau nu sunt capabili, pentru că vor veni și vor spune. Și vor pleca singuri. Adică în momentul în care cineva își dă seama că el nu poate să ajungă să facă lucrurile pe care tu îi le ceri și spui, băi, pentru asta primești salariu, tocmai de aia e acea etapă de reangajare după ce s-au terminat de mapa responsabilitățile. Deci, făcând procesul cum trebuie, scazi foarte mult riscul să te trezești într-o situație, cum ai spus tu, că ai oameni pe care ești obligat să-i dea afară. O altă componentă aici la fel de importantă este respectarea sistemului legislativ din companie. Adică, dacă ai stabilit că dai avertizmente și ați implementat sistemul de TBF, asta trebuie să fie lege. Adică, se dau avertizmente pentru fiecare responsabilitate încălcată. Când? De fiecare dată. Și este suficient, tot spun, să dai câteva avertizmente, o să vezi că numărul lor va fi mare la început și așa trebuie să te focalizezi să dai foarte multe ca să aduci în cultura companiei acest obicei, după care o să vezi că ele vor scătea, nu pentru că nu le mai dau manageri sau nu le mai dai tu, ci pentru că oamenii își fac treaba și știu, băi, trebuie să fac responsabilitatea asta, că altfel îmi iau avertizment. Deci făcând toate lucrurile astea pas cu pas, corect, reduci foarte mult riscul de a ajunge în situația în care trebuie să-i dea afară. Și când ajungi în punctul de a-l da afară, de atunci lucrurile sunt foarte clare, pentru că e un proces pe care l-ați discutat de câteva luni. Și doar oamenii, nu știu, psihopați pur și simplu, adică de rea credință, pot ajunge într-un punct cu tine, dacă ai făcut toate lucrurile astea corect, să ajungi după atâta timp să-l doară în fund și să nu facă nimic. Și să te pună într-o situație în care zici, bă, știi ceva, haide că totuși. Adică nu mai ajungi în situațiile alea urâte, exit interviurile alea urâte, în care atmosfera este tensionată și nu știi cum să scapi mai repede de el și el vine și spune, da, ia, dă-mă mă afară, te dau eu în judecată. Nu văd scenariul de genul ăsta. Dacă să faci treaba cum trebuie. E un motiv pentru care oamenii și antreprenorii ajung în situațiile alea urâte și pentru care antreprenorii urăsc concedierile. Pentru că omul ăla din fața ta, ăla nu se așteaptă să fie concediat. În mod normal, de fiecare dată când a ajuns să concedieze o persoană, ar trebui ca omul ăla să se aștepte, să știe că aia va urma. De ce? Pentru că a avut parte de evaluări consecvente în care a văzut că nu performează. Și în același timp, are lângă el colegi care nu au acea reacție la evaluări. Oameni care sunt felicitați, oameni care își îndeplinesc responsabilitățile. Problema de ce apar certurile respective este ca în relații, ca în relațiile de cuplu. Niciunul nu zice nimic, totul este lapte și miere și deodată lași unde nu trebuie pantofii și izbucnește iadul pe pământ. Păi, stai puțin. Și deodată se trezește unul sau celălalt că zice,
divorțez, nu mai pot. Și în lunile trecute era lapte și miere la cum ne comportam unul cu altul. Adică eu nu ziceam nimic că mă deranjează, tu nu ziceai nimic că te deranjează. Ne suportam unul pe celălalt în tăcere. Și așa se ajunge la, la lucrurile respective. Același lucru este în companie. Oamenii sunt luați ca angajați, au stat 6 luni, un an, 2, și deodată se trezesc în fața managerului sau antreprenorului și le zice: bă, nu-mi place cum performezi, trebuie să pleci sau te concediez. Păi, pe bună dreptate, omul ar trebui să se apuce să arunce cu ceva după tine. Păi stai puțin, nu mi-ai zis, n-am avut nimic concret. Și antreprenorul zice: da, știi că ți-am zis acum 2 săptămâni chestia aia n-a fost bine, știi că ți-am zis acum 1 lună chestia aia nu-mi place cum o faci. Bun, mi-ai zis, dar eu am luat-o ca o... Nu era nimic oficial, nu era nimic, băi, hai să stăm, să le luăm obiectiv, nu subiectiv. Am crezut că erai nervos, fiecare cum preia lucrurile respective. Și atunci, normal și sincer, toți angajații sunt îndreptățiți să ia lucruri de pe birou, să arunce după tine dacă le faci chestia aia. Pentru că nu merită, e lipsă de respect totală. Adică tu nu mi-ai oferit mie șansa ca angajat să mă îmbunătățesc. Doar ai venit la un moment dat, mi-ai lăsat impresia că eu sunt ok, că sunt un angajat bun, că uite ce prieteni suntem și bem cafea împreună și așa mai departe. Și deodată vii și îmi spui că tu nu mă mai vrei aici. Păi mă simt trădat. Mai ales pentru cei care, și în România, rana asta a trădării e mare. E cu cântec în România, rana trădării. Noi ca suntem mai atrădat. Ca să clarific și mai mult, ori de câte ori răspui întrebarea ca antreprenor, dacă trebuie să explici sau nu deciziile pe care le iei, recomandarea mea ar fi să le explici. Pentru că managementul ăsta, pe principiu, faceți așa ca așa spun eu, te handicapează pe tine foarte mult, te limitează pe tine extraordinar de mult, pentru că oamenii vor face ca tine. Asta este, tu ești ownerul, tu ești patron, antreprenorul, dar tu te lipsești de oportunitatea de a auzi și alte puncte de vedere. În momentul în care explici, rezolvi mai multe lucruri. Unu, dai posibilitatea celor din jurul tău să vină cu contraargumente și atunci poți seama că poate decizia pe care vrei să o iei nu este ceea cea mai potrivită și este de departe cel mai bun lucru care se poate întâmpla. Doi, arăți celorlalți că sunt și ei implicați, arăți că sunt și ei parte din povestea asta și o tot spun. Oamenii au nevoie să simtă că fac parte din poveștile altor oameni care sunt mai mari decât poveștile lor. Păi dacă tu nu mi explici, dacă nu mă faci să înțeleg, dacă nu spui ca la proști de ce se întâmplă niște lucruri, n-am cum să fac să simt că fac parte din povestea ta. Sub nicio formă și cu atât mai mult n-am cum să mă simt familie sau prieten sau toate... cuvintele astea care sunt folosite așa fără un substrat. Deci explică întotdeauna. Nu greșești, niciodată nu vei greși dacă îți explici deciziile pe care le iei în cadrul companiei tale față de oamenii tăi. Nu văd un scenariu, poate răzvam, eu nu văd un scenariu în care acest lucru să fie cu minus. Orice om are dreptul la o explicație. La fel cum orice om are dreptul la un manager bun. Ar trebui să fie în Constituție. Că orice om ar trebui să aibă dreptul la un manager bun. Și orice om are dreptul la o explicație. La ce nu are dreptul este la 50 de explicații după ce ți-am oferit explicația. Adică nu stau să mă țigănesc cu tine, scuzați-mi cuvântul, doar pur și simplu se folosește. Nu stau să îți transmit odată de ce este decizia mea. Fie că este o schimbare de procedură, fie că este bla bla. Te-am lăsat să-mi adresez întrebările, neclaritățile pe care le ai. Bun, dar acolo s-a încheiat. Nu mai revin încă o dată și încă o dată și încă o dată pe subiectul ăla. Hai, sunt de acord. Adică nu faceți confuzie. Eu când spune a explica și Răzvan, nu spune să stăm la debate-uri. Ideea e felul următor. Unele decizii ai nevoie să le iei într-un mod democratic, adică
ai nevoie de perspectiva celor din jurul tău. Dar odată ce le-ai luat, ele trebuie, cum să spun, implementate în mod dictatorial. Că le-am luat, sunt agreate, nu mai stă nimeni la discuții pe ele. Asta este, așa facem lucrurile. Am stabilit împreună că la trei avertizmente ne despărțim într-un quarter pe aceeași responsabilitate. Este, nu mai votăm atunci. Nu mai votăm după, stai, că știi, că e prietenul nostru, că ne știm de 10 ani, că whatever. Adică în momentul în care ai făcut o singură dată o astfel de abatere, se prăbușește toată povestea asta cu sistem de management. Și respectul tău față de tine. Se prăbușește da, odată. O să te simți slab. Da, te simți slab. Nu că te simți. Ești slab, adică dacă n-ai capacitatea să implementezi lucrurile astea pe care tu le-ai agreat deja și te duci în excepții, tu ești un antreprenor slab. Asta este realitatea. Nu vă mințiți altfel. Oameni, tu când te ții cu adevărat de lucrurile, exact ce zice Adrian, deci până când ai luat decizia, este o chestie democratică, vreau să ascult păreri, vreau să aud perspective. Asta nu înseamnă că le iau în seamă, asta nu înseamnă că sunt obligat să-ți iau părerea ta în seamă sau că perspectiva ta este una corectă. No fucking way, dar vreau să le ascult ca să pot să le diger. După ce le-am ascultat și am luat decizia, trecem în partea cealaltă și ne ținem de acea decizie. Faptul că ne dăm seama după o anumită perioadă că decizia respectivă, să zicem, poate n-a fost corectă, lucru care se întâmplă, adică să fim serioși, să avem dreptate non-stop, ar fi utopie în lume. La fel de ferm schimb acea decizie și mi-asum decizia greșită pe care am luat-o. Nu stau cu ea și o perpetuez și nu știu ce, dar ceea ce creează enorm de multe probleme este faptul că și-au dat seama că este o decizie greșită, dar nu o schimbă, o lasă și fac excepții la decizia greșită. E, aia e o cultură în care nimeni nu vrea să fie. Nu o lăsăm și facem excepții la ea. Schimbăm acel lucru care am văzut că este incorrect sau e greșit sau cum naiba o fi. Am terminat slujba, bun. Gata. Bun. Despre angajare. Ai spus că sunt trei criterii importante: caracterul, competențele și chimia. Competențele putem măsura. Angajarea liderilor. Angajarea liderilor. Da. Dar la personal lucrul ăsta nu se aplică? Operațional. Nu prea mă interesează în chimie cu ei. Exact. Nu e caz. Bun. Dar liderul care îi angajează, de cel mai multe ori ar trebui el să poată să aibă chimie cu ei. De ce spun asta? Eu lucrez cu leadership, nu pot să lucrez cu toată lumea. Că mă văd cu toată lumea la o masă, că ne salutăm prin birouri, că râdem, că glumim, da. Dar eu nu lucrez cu tine direct, pentru că tu ai liderul tău cu care lucrezi direct. Și atunci, eu pe mine ce mă interesează să am chimie cu oamenii cu care eu lucrez direct. Pe liderii tăi interesează să aibă chimie cu liderii cu care ei lucrează direct. Și așa mai departe. Apropo de... Că mi-a venit acum că este o modă acum cu organizațiile flat. Că hai să facem organizațiile flat. Organizațiile flat nu funcționează, e un bullshit. Vom avea nevoie de lideri. Ceea ce însă este o problemă în momentul ăsta, când vine vorba de ierarhii, este vorba de abilitatea de comunicare de informație să nu fie vreodată blocată de ierarhie. Dacă ăla din ultimul bloc pe ierarhia companiei are o informație care pe mine m-ar ajuta și ar trebui să aibă posibilitatea să mi-o transmită, să mi-o transmită din gura lui. Da? Dacă aici vrei să faci organizația flat, în sensul că să poată și ăla să aibă acces să transmită informația direct, să nu trebuiască să se facă telefonul fără fir, pentru că știm cu toții ce se întâmplă cu telefonul fără fir.
Însă, faptul că mie mi-a transmis la informația nu înseamnă că eu iau decizia peste liderul care îl conduce pe el. Ce înseamnă este că eu pot să am o discuție cu acel lider și să vedem unde am putea să ajungem, dacă e nevoie. Da? Asta e... Am vrut să clarific asta cu organizațiile flat, că știu că e la modă și aș vrea să văd în viața asta o organizație de 1000 de, peste 1000 de angajați condusă flat. Deci, întrebarea legată de cele trei criterii era partea de caracter. Cum o putem determina, măsura? Trei luni sau un interviu de o oră, două, clar că nu vor fi niciodată suficient. Și atunci este bine să apelăm la niște specialiști, psihologi, să spunem. Astfel încât să-i facă place o... subiectul ăsta. Ia zi, dragule. O evaluare psihologică. Păi, evaluarea nu știu dacă ți arată... Evaluarea caracterului. Arată niște... Evaluările psihologice ți arată niște, un profil psihologic, ți arată niște modalități în care omul ăla se comportă, în care îi gândește. Nu știu dacă neapărat poți să-i vezi zona asta de caracter care ține mult de, poate mai deep, mai de valori. Eu sunt fan evaluărilor psihologice. Unele dintre ele, Big Five-ul pentru mine este o metodologie care îmi place foarte mult, adaptată în ultima vreme chiar și de Jordan Peterson. Dar cred că metoda cea mai bună prin care faci lucrul ăsta e două. Prima este zona asta de discuții pe care trebuie să o validezi tu, trebuie să tu să iei o decizie dacă omul ăsta are sau nu un caracter cu care tu poți să rezonezi. Și doi ar fi reputația, pentru că liderii pe care îi cauți nu au 18 ani și au terminat liceul ieri. Oamenii ăștia, ca să ajungă lideri competenți, care e procesul? Competențe în primul rând, după aia caracter și după aia chimie. Dar ca să ajungi la nivelul ăla de competențe, n-ajungi peste noapte. Adică ai un progres profesional, ai un istoric. Iar lucrurile astea se pot... ai un background, da. Și aici poți să afli foarte ușor informații în ziua de astăzi despre oricine pe lumea asta. Și dacă respect sistemul ăsta de recrutare cu foarte multe întâlniri, cu așteptare, cu multe cafele băute, la un moment dat, liderii ăștia sunt în niște clustere, da? În care oamenii se știu unii pe ceilalți. Managerii de top, de, nu știu, de DPO, de Data Protection Officer, nu sunt atât de mulți în România. Se mai văd pe la conferințe, adică găsești informația asta, spun, dacă ești interesat și vrei să afli, găsești. Și ai ambele componente, odată experiența ta personală, după care dacă vii și cu cunoștințe din extern, cred că e greu să o dai în bară. Că nu am văzut așa de multe probleme la nivel de caracter. Cumva oamenii se adună lângă oameni cu care rezonează din punctul ăsta de vedere. Problemele sunt mai mult la competențe și la chimie, că tu poți să ai un caracter și o să am altul și să nu ne potrivim deloc unul cu celălalt. Chiar dacă din punct de vedere al competențelor să fim absolut spectaculoși, ambii. Și aici văd cele mai multe probleme. Spuneți, domnul. Mă rugăm. Făcusem la un moment dat o... Ziceai că angajez psihopați, atât de multe teste psihologice aveam la angajare, până când mi-am dat seama că nu făceau absolut nicio diferență. Nici în modul în care eu îi conduceam, nici să mărească rata de oameni care trec de perioada de probă sau oameni care se dovedesc că avea caracter. Eu am observat câteva lucruri simple. În perioada de probă trebuie să testez câteva lucruri. Pentru mine, un lucru extrem de important este să faci ceea ce spui. Dacă tu ai spus că faci aia, data viitoare la următoarea evaluare, să-mi arăți că ai făcut-o. Ceea ce ținea de tine. Să poți să-mi arăți că ai făcut ceea ce ținea de tine. That's it. Nu mă interesează neapărat
să fie avut rezultatul scontat. Pentru că de multe ori facem ce ține de noi și nu avem rezultatul constant. Asta nu înseamnă că nu suntem oameni buni. Da? Dar arată-mi că ai făcut ce a ținut de tine. 2. Vreau să văd cum reacționezi neapărat atunci când eșuezi. Și atunci îți voi da probleme mari. Pentru că vreau să văd dacă atunci când eșuezi, ești un om responsabil și ți-asumi ce s-a întâmplat sau arunci rahatul altul în grădină, la oricine ar cineva. Ăla pentru mine este testul cel mai important dintre toate. Îmi aduc aminte, acum o lună de zile am trimis un e-mail că recrutăm în TBFM. Și unul dintre rolurile pe care recrutam era proofreader, pentru că se scriu multe texte la noi și trebuie corectate, mai ales că textele pe care eu le scriu, la câtă gramatică știu, aș fi înjurat într-una, dacă le trimine corectate. Și atunci, unul din roluri a fost proofreader. Și pentru că era și un rol de freelancer, puteai să-l faci de acasă și nu era un contract full-time și mai departe, am primit peste 300 de aplicări. Și după ce s-a făcut, s-au ales top 10, după care s-au intervievat oamenii și la toți ceilalți s-a trimis un mesaj normal în care ne pare rău, am ales în top 10 pe care să testăm, alții decât tine, ne mulțumim, bla bla. Doamne, dacă stai să vezi cum reacționează majoritatea oamenilor la refuz, la respingere, îți dai seama de caracter absolut instantaneu. Și la fel și cu aia top 10 care au fost recrutați, care au fost testați, la care s-au trimis 5 fundamente necorectate cu anumite greșeli puse de noi, să vedem cine le vede și cine nu, că până la urmă ăla e proofreading. Și aveai din două tabere. Normal, am refuzat 9, am rămas cu 1. Dar din cei 9 erau două tabere cei refuzați. Unii care au zis așa: spune-mi, te rog și mie, de ce am fost refuzat. Pentru că i s-a trimis, ne pare rău, nu știu ce. Și apoi li s-a trimis mail-ul standard. Uite, aici ai ratat o greșeală, aici ai ratat o greșeală, aici ai ratat o greșeală, aici ai ratat o greșeală. Și aveai două tipuri de răspunsuri. Unu: ce îmi spuneți voi mie și nu mi-a spus că trebuie să fiu perfect la acest test și X și Y și Z și nu știu ce. Și alt tip de om care zicea, da, nici eu nu m-aș fi angajat. Îmi pare rău, dar dacă mai aveți vreodată nevoie de așa ceva, vă rog, nu ezitați să îmi spuneți, voi încerca mult mai tare. Păi cu cine vrei să lucrezi? Cu primul sau cu al doilea? Important este ca în perioada de probă să creezi măcar două astfel de contexte. Să vezi cum reacționează. Pentru că dacă și-a asumat cu adevărat greșeala și nu a încercat să arunce rahatul în curtea vecinului, de cel mai multe ori ai un caracter bun acolo. Iar apoi, al treilea lucru, vreau să văd cum reacționează la putere. Vreau să-i dau putere. Puterea să ia deciziile, puterea asupra oamenilor, puterea, vreau să aibă putere. Pentru că, din perspectiva mea, dacă vrei să vezi caracterul unei persoane, ai nevoie să-i dai putere. Oamenii, mulți dintre oamenii pe care noi îi cunoaștem, au un caracter care pare bun pentru că nu au prea multă putere în viață. Însă, în momentul în care au dat peste bani, au dat peste o poziție, au dat peste ceva, atunci le vezi caracterul. Nu poți să vezi caracterul cu adevărat a unei persoane până când nu i-ai dat putere. Astea sunt lucruri simple. Dar pentru că facem evaluarea la fiecare două săptămâni, există obiective clare pe cele 3 luni de probă, există responsabilități clare, și atunci noi putem să trecem prin fiecare, la fiecare două săptămâni, să te întreb, ok, ce progres ai făcut aici? Și când zice că n-a făcut progres, de ce n-ai făcut progres? Și toate lucrurile astea ajung să fie scoase în evidență să scoată puterea și problemele în evidență caracterul omului. Foarte rar
mai ajung să fac greșeli, adică să treacă de perioada de probă o persoană fără caracter. Nu mi se mai întâmplă și nu o să ți se întâmple nici ție dacă faci destul de multe. Când trec, când am văzut la alți antreprenori că le trec genul ăsta de oameni, este că nu au stabilit obiective clare pentru primele 3 luni sau au fost obiective din alea nemăsurabile, de genul să mă integrez, să înțeleg cum funcționează compania, să... Bine, bine, da, știu că alea sunt niște mijloace, le zim ce vei face în primele 3 luni, până la urmă, rezultate fizic vizibile, da? Deci nu fac asta, nu fac evaluările consecvent la fiecare 2 săptămâni, zic că e prea des, prea... Las că mai sărim, de data asta sărim peste și găsim altă soluție. Și 3, nu sunt sincer cu ei, nu au respect pentru ei. Adică văd ceva bun care lor le lipsește în companie, de genul, uite mă, ăsta are abilitatea asta, în sfârșit avem unul ca asta... Și apoi Alex închidă ochii la o problemă de caracter sau la o problemă de chimie și mai departe. De-aia mă enervează și eu nu fac o ierarhie, fac un proces în care, da, prima oară evaluez capabilitățile, după aia caracterul și chimia, dar nu există o ierarhie între ele. Nu spun capabilitățile sunt mai importante decât caracterul sau caracterul este mai important decât capabilitățile. Nu facem compromisuri aici. Toate 3 pentru mine sunt pe exact același nivel și îmi trebuie toate 3. Da, da. În practică, Răzvan, părerea mea este că și recomand să se înceapă cu competențele. Pentru că ce se întâmplă în mod natural este că oamenii încep cu chimia și dacă au stabilit că au chimie, patinează foarte ușor în contextul în care ce lasă, că sigur o să mă ajute el că are acea competență. Nu, sunt foarte de acord cu tine pe ordinea în care le evaluăm. Primele sunt competențele, dar să nu facem competențele mai importante. Da, nu e una mai grea sau alta. Da, da, da. Dar ordinea... Zi. Nu, zic, sunt cu și, adică trebuie să aibă și competențe, și caracter, și chimie. Și independența pe care eu o pun la competențe. Tu ai mai scos-o un pic separat. Și toate sunt obligatorii, adică dacă nu are caracter, poate să aibă toată chimia din lume. Sau dacă nu are competențe, la fel. Nu? Pentru că, da, are caracter, are chimie și ăsta e cel mai des întâlnit scenariu. Da? Are caracter, are și chimie și câteodată e și vărul, e și prietenul din copilărie, e și fostul meu coleg cu care am lucrat în nu știu ce companie și acum eu am crescut și vreau să-l aduc la mine pentru că, ghiși ce, de fapt, eu vreau să-l aduc că sunt eu mai puternic. Nu neapărat că am nevoie de el, da? Tot felul de subtilități de-astea pe care îi le joacă subconștientul și se ratează partea de competență. Și de acolo apar problemele, pentru că mariajul ăsta, e luna de miere, durează foarte puțin. Pentru că liderii ăștia pe care îi aduci vin și pe niște costuri mai mari și sari foarte ușor în frustrarea din partea cealaltă. Bă, stai că îl plătesc prea mult și nu a livrat, da, omul săracu. Nici mi-a fost clar ce trebuie să livreze mai mult decât prietenia și chimia dintre da. Voi doi. Da. Da. Nu e foarte complicat. Problema este că antreprenorii fac atât de puține recrutări și trec prin atât de puține procese de recrutări pentru că zic că sunt mici și inclusiv ăia mari care au firme mari încă fac destul de puține recrutări față de cât ar avea nevoie încât n-ai antrenat mușchi. Ai nevoie să-l antrenezi. Chiar povesteam cu alte, ultima dată cu Eucom, cu Silviu și cu Delia și la început, când am început să-i ajut pe ei să implementeze acum mai mulți ani, era... Ei intervievau oamenii și apoi îi vedeam și eu 15 minute. Și ajunseseră să tâmpească în primele luni pentru că eu în 15 minute îi desfințam. Și tâmpeau din 2 motive. Unul, ziceau, cum o să ajung și eu să văd alea, care devin evidente
când tu le pui întrebări 15 minute și doi, când o să ajung să găsești eu un om ok? Că erau la al 10-lea, la al 15-lea, la al 20-lea. Și singura treaba mea, la fel cum face și Adrian, a fost să-i ținem proces. Continuați, continuați și nu faceți compromisuri, continuați și nu faceți compromisuri. Și acum, după un an și ceva, ajung și văd lucrurile astea, zic, bă, acum e simplu, sunt evidente. Văd imediat unul care nu știe ce vorbește, văd imediat unul care are probleme de caracter. L-am dat afară în primele două săptămâni, la prima evaluare l-am dat afară. Nici n-am mai continuat când i-am văzut problemele de caracter. Dar dacă nu ai exercițiu și nu te uiți la lucrurile astea, ajungi să rămâi cu oameni mediocri. Și oamenii mediocri aduc oameni și mai mediocri. Și oamenii și mai mediocri aduc oameni de tot rahatul în companie. Cam asta e cu... Era, nu mai știu ce carte, cu A-leaders, B-leaders, C-leaders... Că A-leaders recrutează B-leaders, B-leaders recrutează C-leaders, C-leaders recrutează vai de capul lor. Da. O altă întrebare este legată de unul din punctele critice la face și anume cel de relația cu clienții. Până acum am adoptat un sistem de comunicare directă. Clientul suna responsabilul de firma lui și afla toate detaliile. Însă am căzut în extrema aceea de a nu mai putea lucra pentru client din cauza comunicării. Cum crezi că este mai bine? Să facem un departament în care să filtrăm toată comunicarea asta cu clientul, astfel încât personal să poată lucra în liniște, sau o variantă mixtă în care anumite lucruri mai importante să fie discutate direct și altele doar prin intermediul relației departamentului de relații cu clienți. Nu există un răspuns bun sau rău, pentru că sunt industrii în care e mai bine într-un fel, industrie în care e mai bine în celălalt. Ambele sunt soluții potrivite pentru contextul potrivit. Singura problemă, de exemplu, uite, în IT. În IT, dacă lași programatorii să vorbească cu clientul, te-ai scos. Pentru că abilitățile de comunicare ale developerilor nu sunt cei mai empatici oameni. Nu comunică când e vorba de a nu comunica cu cineva care le înțelege partea tehnică, sunt foarte rigizi. Și de asta de cel mai multe ori avem project manager. Care project managerul ce face? Ăsta închide gap-ul dintre client și programator. Pentru că înțelege și partea tehnică, dar are și abilitățile de comunicare necesare astfel încât să înțeleagă pe om și să poți să înțeleagă cu el. Și când vine vorba de conta, dacă eu, e cam același lucru. Și când vorbești cu contabili, de cele mai multe ori, nu am nimic contabil, e pur și simplu, e jobul. Jobul te învață să fii într-un anumit fel, blocat în legile tale și în procedurile tale acolo. Și nu exersez prea mult empatia și abilitățile de comunicare. Și acum, eu sincer nu m-aș apuca să transform contabil în customer care, pentru că îmi va lua. Și nu știu dacă voi reuși și mai mult, nu știu dacă vor ei. Pentru că trebuie să-și dorească și ei partea asta ca să meargă. Și atunci, aș împrumuta filozofia din IT de project manager, de account manager, care un account manager are sub el, să zicem, 3, 4, 5 contabili. Iar acest account manager vine din conta, dar are și abilitățile astea. Și atunci nu am nevoie de atât de mulți ca și contabili și pot să creeze legătura aia dintre client și partea tehnică. Asta e perspectiva mea, Adrian. Tu cum vezi lucrurile?
Aș avea o întrebare de clarificare. Întrebările care vin din partea clienților sunt întrebări, nu știu, tehnice, întrebări care Tehnice, țin de nu. aspecte din contabilitate. Poți să-mi Da, dai un tehnice. exemplu de una, două întrebări? Majoritatea lor sunt tehnice, multe însă n-au legătură cu contabilitatea. Dă niște procente. 80% sunt tehnice, da. Ok, eu, uite ce aș face eu. Eu aș căuta să fiu proactiv în povestea asta și aș centraliza în primul și în primul rând toate întrebările pe care le-am primit în ultimele 2, 3 luni de zile, 6 luni, cât aș putea de mult să mă duc în spate. După care le-aș prioritiza și aș căuta să văd, ok, cât poate top 10 întrebări, că se vor repeta, cu siguranță unele dintre ele se vor repeta. Da? Și vom avea aceleași tipuri de întrebări, probabil și nișate pe industrie. Unele industrii vor veni cu niște întrebări, altele cu altele. Dacă voi sunteți nișați, am văzut acum curentul ăsta cu firme de contabilitate care se nișează pe anumite domenii, cred că va fi și mai ușor pentru voi. Dar aș căuta să înțeleg în primul și în primul rând care este universul acestor întrebări tehnice. După care aș face un raport pe care să-l trimit eu clienților, l-aș automatiza, care să răspundă la cât mai multe din întrebările astea tehnice. Și aș mai face un centru de cunoaștere, adică un loc undeva pe un site, unde să am un knowledge center, un centru de cunoaștere, unde să răspund și la celelalte 20 de întrebări, pe care cele mai frecvente pe care le primesc și care nu sunt neapărat tehnice. Și poate chiar nu știu de contabilitate, dar voi le primiți. Da? Și astea două, după care, dacă aveți site sau o altă metodă de automatizare, astfel încât omul să-și găsească singur informația. Dar foarte important pentru business-urile astea de abonament este partea asta proactivă, adică să nu aștept să te sun eu să-ți cer o informație, trimite-mi eu tu, dă-mi un raport, trimite-mi tu toate informațiile și e foarte fain că pot să mă uit eu noaptea la ora 2 să citesc acest raport. Și, bineînțeles, aș îmbunătăți toată povestea asta și ai putea să ajungi. Noi avem în departamentul nostru de customer care 4 oameni cu care servisăm 3500 de clienți. 4, nu sunt mai mulți. Folosim lucrurile pe care ți le-am spus eu acum. Și NPS-ul și toți indicatorii sunt absolut top, sunt la maxim. Cu rată de retenție de valoare de peste 100% și așa mai departe. De acord cu ce zice Adrian, în câteva cazuri. Partea cu rapul, cu a fi proactiv, e unul dintre cele mai tari lucruri care poți să le faci în customer care. Sunt total de acord. Dar ai grijă cum este acel raport. Dacă nu e ușor scanabil, o să muncești degeaba la el. Oamenii nu o să stea să citească povești. Are nevoie să fie bine structurat, ușor de scanat, de mers prin el. Iar doi, când vine vorba de a le face knowledge base, de unde să învețe singuri, recomandarea mea este să faci acel knowledge base de fapt pentru customer care-ul tău. Pentru că oamenii preferă să se ducă la customer, vor prefera mereu să sune la customer care decât să caute singuri informația respectivă. Dacă vrei să faci educație oamenilor care lucrezi, pentru că asta e de fapt problema ta. Tu lucrezi de foarte multe ori cu oameni care nu au educația necesară și ajung să pună 11.000 de întrebări tâmpite. Așa. La fel cum a zis Adrian, fii proactiv în educare. Dar ce înseamnă asta? Fac webinarii de educare pentru clienții mei, fac evenimente de educare pentru clienții mei. Ăsta e și un beneficiu, un plus la ei, să rămână clientul tău, pentru că le faci și educație. Dar în același timp îți vei scădea enorm de mult numărul de cereri la customer support. Asta am observat-o de fiecare dată. Se întâmplă lucrul ăsta constant. Dar trebuie să faci multe. Multe astfel de webinarii. Faptul că faci o dată. Dar noi, de exemplu, la TBF Digital, la Soft, există 2 webinarii live pe fiecare săptămână în care te învață să folosești softul respectiv. Și se repetă constant. Și oamenii vin constant să-l mai vadă încă o dată și să mai poată să mai pună niște întrebări și așa mai departe. Dar numărul de cereri de la customer support s-au dus la 10%.
Dar Adrian a zis aici un lucru care e un golden nugget și e un fundament când vine vorba de customer support. Fii proactiv, nu fii reactiv, nu încerca doar să răspunzi mai bine la întrebările care vin. Încearcă să faci astfel încât oamenii să nu mai aibă nevoie să spună acele întrebări. Exact. Da. Mai sunt 4 minute, mai ai timp de o întrebare, poate, nu? Da. Care este cea mai importantă calitate unui antreprenor pentru a avea succes? Și vorbim în primul rând de cei care pornesc afaceri, pentru că ne întâlnim cu cei mai mulți care sunt la început de drum. Și am vrea să-i ajutăm foarte mult, dar nu știm de unde să începem și mai ales ce ar trebui să aibă ei în spate, în background, ca să poată reuși. Nu știu dacă sunt pe același palier cu Adrian aici. Din perspectiva mea, cea mai importantă abilitate și cel mai bun predictor al succesului este disciplina. Pentru mine, deocamdată nu a reușit să-mi demonstreze nimeni altfel, nici creativitate, nici empatie, nu. Am văzut lideri care sunt aproape de psihopatie, sociopatie, ca când vine vorba de empatie, care reușesc remarcabil. Am văzut lideri care creativitate, n-au, nici nu știu să-și lege și returile într-un alt fel decât ăla pe care l-au învățat și nici nu interesează și construiesc business-uri de zeci de milioane, sute de milioane. Dar n-am văzut lideri care să reușească, n-am văzut antreprenori care să reușească într-un mod remarcabil fără disciplină. N-am văzut, pentru că problema din perspectiva mea cu antreprenoriatul este că n-ai șefi. Și când n-ai șef, ai nevoie de disciplină. Când n-ai disciplină, ai nevoie de șefi buni ca să reușești. Și atunci ai de ales între două lucruri. Ori îți găsești un șef bun ca să reușești în viață, ori ai disciplină. Una din două. Mai eu am să spun că cea mai importantă calitate pentru un antreprenor ca să aibă succes este norocul. Trebuie să ai noroc. Dar definiția mea pentru noroc este în felul următor. Este acel moment când pregătirea întâlnește oportunitatea. Adică trebuie să fii pregătit, să te pregătești tot timpul și aici intră și partea asta de disciplină despre care vorbește Răzvan și care este fundamentală. Mai intră și răbdarea, intră și capacitatea de a asculta, de a face debate pe decizii, cum spuneam mai devreme, debate. Să cauți, să obții cât mai multe informații. Intră și zona asta de a ști că nu știi. Sunt multe care intră în pregătire. Dar să te pregătești constant, tot timpul, pentru că atunci când apare o oportunitate să poți să o fructifici. Este definiția pe care am învățat-o pe vremea când jucam poker profesionist și pentru cei care joacă poker este foarte ușor de explicat. Adică poți primi și tu doi iași, pot primi și eu doi iași. Dacă tu nu știi să-i joci, eu voi fructifica mult mai bine acea oportunitate în acel moment din joc față de cum o să o faci tu. Eu s-ar putea să câștig 100.000 de euro sau whatever, tu s-ar putea să câștigi 10 euro sau 2 euro, pentru că nu ești pregătit, nu ai competențele necesare ca să fructifici acea oportunitate. Deci ca la orice altceva în viață, succesul ți-l dă norocul cu această definiție. Apropo, sunt toate studiile făcute până în prezent au arătat că undeva între 20 și 30% din succesul oamenilor ține de noroc. Și nu neapărat de norocul cum îl definește Adrian, care este un fel de noroc în controlul tău, ci ai undeva la 20-30% din capacitatea ta de succes care nu ține de tine. E pur și simplu noroc. Și trebuie să fim conștienți de asta și mai ales să
Avem smerenia necesară, că unii dintre noi au avut acel noroc. Da, am și muncit, da, am făcut, da, ne-am pregătit, da, 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 nu a fost simplu, dar am avut aia. Și sunt mulți oameni care nu au, nu, și nu, nu e vina lor că nu au avut. Dar, după mine, poți să-ți mărești șansele de a avea noroc. Nu este 100% sigură. Niciodată, că de aia zicem noroc, dar eu am zis un felul următor într-un fundament. Șansele de a călca în rahat cresc exponențial cu numărul de pași pe care îl faci zilnic. Asta se traduce în business și în viață că șansele de a avea noroc crește exponențial cu numărul de oportunități la care tu te duci să fii acolo. Da? Dacă tu stai în casă, nu suni pe nimeni și te aștepți să ai noroc să găsești un manager bun, fucking Spor. Shit. Spor. Da? Vrei să ai noroc să găsești un manager bun, întâlnește cu foarte mulți manageri. Și Doamne ajută, îl vei găsi. Este o mică șansă să nu-l găsești niciodată. Dar este mică. Dar, din nou, mulți oameni, pentru că există aia mică șansă să nu-l găsească niciodată, preferă să nu facă nimic. Da. Da. Bun, domnule. Bun. Vă mulțumesc mult de tot. Îți mulțumesc și eu, mă bucur că ne-am cunoscut. Mulțumesc și noi, dragă. Adrian, ne faci un update pentru campania ta sau? Păi am depășit 10.000 de companii sunate. În loc de două camioane au fost patru. Acum tu presupui că toți oamenii care ascultă în momentul ăsta știu despre campania ta și... Hai să nu presupui. Deci săptămâna trecută am ales să... să ne implicăm în acest efort umanitar cu privire la situația din Ucraina, astfel că între colectivul Termene ne-am propus să sunăm, să contactăm 10.000 de companii din România, cărora să le spunem despre ceea ce se întâmplă și să le dăm o cale de a se implica, o cale verificată despre care noi știam că este o cale de încredere, și mă refer aici la Melania Medeleanu și la ONG-ul, Fundația, Asociația Zi de Bine, pe care ea o coordonează. Și așa, ceea ce am făcut a fost să sunăm, cum spuneam, am depășit 10.000 de apeluri de pe aceste companii. Au fost peste 900, cred că probabil s-a depășit și 1.000, n-am mai verificat astăzi cifrele, de companii care s-au implicat, s-au strâns. Joi aveam ultima dată cifra, sau vineri dimineață, undeva la peste 100.000 de euro. Am strâns patru camioane, ne-am propus două, am strâns patru camioane care au plecat în Ucraina. Am fost personal acolo în zilele vineri-sâmbătă. Vreau să spun că a fost, că vorbeam mai devreme de smerenie și m-am tot gândit weekendul ăsta. M-am simțit mic, Răzvan. Deci au fost niște ore, pentru că pachetele, produsele astea s-au strâns la Ocean, la București, și erau oameni care veneau, ne întrebau înainte de a intra în magazin cu ce pot ajuta, adică organizați, se uitau pe liste, pentru că au fost niște liste spuse și au spus, acum avem nevoie de medicamente, acum avem nevoie de jucării, acum avem nevoie de mâncare neperisabilă și așa mai departe. Intrau în Ocean, ieșeau și vedeai coșurile lor, că ei aveau cumpărături atât. Și coșul până sus era cu produse pentru Ucraina. Deci a fost... Mi-am luat un pumn în gură puternic, mi-am recâștigat, o aveam, dar mi-am recâștigat încrederea în umanitatea dintre noi și că vorbeam de respect. Mi-a crescut respectul pentru poporul ăsta la un nivel... Nu mă așteptam, deci nu credeam că mai suntem capabili de așa ceva, mai ales că dacă te uiți în online o să vezi că este foarte mult hate. Oameni care în viața lor n-au ajutat pe nimeni, care în viața lor n-au făcut nimic pentru altcineva, oameni pe care eu îi urmăresc de ani de zile pe Facebook și știu că sunt niște mizerii ordinare care se uită numai după bani, că asta sunt. Și acum vin și comentează și pun postări, dar știi că și în România avem probleme, dar de ce nu vă implicați în România? Deci
repet, oameni care n-au făcut nimic niciodată. Da? Vin și critică, pentru că, na, e, cum spuneam mai devreme, de subtilitățile astea sunt coeștiente. Oamenii ăștia sunt oamenii haini, frustrați, care simt că nu trebuie să ajuți pe nimeni, că viața e rea, că oamenii sunt răi și că în viață nu poți să supraviețuiești decât dacă ești tu deasupra tot timpul. Și mă bucur tare mult că imaginea pe care mi-au lăsat-o de-a lungul anilor acești oameni și reacțiile lor nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în realitate. În orele alea când am stat acolo, într-adevăr, a trecut o singură doamnă la un moment dat și am auzit-o undeva în fundal comentând: băi, dar știi că și în România avem probleme. Dar a fost unul din sute sau poate mii de oameni care s-au implicat. Tot respectul și aprecierea mea, poporul ăsta Răzvane este exact poporul pentru care, dacă se întâmplă ceva, merită, să, pentru mine personal, să rămân aici până la capăt, indiferent ce s-a întâmplat. Și mare parte, și întorcându-mă la antreprenori, deci efectul antreprenorii din România, băi, sunt absolut spectaculoși, frate, în situații de genul ăsta. Pentru că la toți ne este frică. N-ai cum să spui, să te zici: mamă, eu n-am nicio frică, eu sunt, bă, nu există așa ceva, da, o dracu, cad bombe la 15 km de România, poți să fii tu smarduino, smarduino, nu ai cum să nu-ți fie frică. Adică dacă ai ceva la cap, de regulă, drău de tot. Și cu toate astea, cu toată incertitudinea pe care, repet, uite, noi vorbim cu mii, zeci de mii de companii pe care o simt, oamenii au ales să se implice și să ajute și să sune și dimineața în continuare. Primeam telefoane: băi, uite, mai avem un camion, să plecăm la Isacea. Angajații, au venit angajații noștri, Răzvan, au fost, culmea, că vorbeam mai devreme, de care crezi că a fost departamentul de la mine cu cei mai mulți oameni care au plecat în vamă să transporte refugiați? Dezvoltarea, frate, IT-ul, programatorii. Deci programatorii, cine se aștepta la așa ceva? Da? Avem 3-4 programatori care și-au luat, au plecat cu mașinile personale, au adus, am avut în prima zi, Bogdan, 35 de refugiați au reușit, au strâns mai mulți, au reușit să aducă din Sighetul Marmației. Este ceva, convingerea mea că o să fie bine, o să trecem peste. România, e și wishful thinking, dar eu cred că România va fi mai bine. Dar o să rămână povestea asta foarte faină despre noi, că uite, când lucrurile sunt cu adevărat la fier, la esență, la acolo unde contează, bă, știm să facem niște lucruri faine. Deci ăsta e micul update de câteva minute. Și acum 8 ani, 7 ani și ceva, pe 1 aprilie eu m-am mutat în Spania. Și de 4 ani eu n-am mai venit în țară. Și acum 2 zile sau 3 zile am ajuns înapoi în țară. Și de data asta am venit cu mașina pentru că am decis să ne mutăm din Spania, călătorim prin alte țări și alte povești. Poate voi povesti la un moment dat despre ce urmează să facem, însă voi petrece o lună sau două în România cu echipa de la Târgu Mureș, acum sunt la Târgu Mureș cu echipa de la TBF Digital și apoi în București cu echipa de la București, iar apoi după ce îmi spune și domnul când își face petrecerea de 40 de ani, voi pleca vom pleca din nou prin lume. Dar sunt 8 ani de zile de când, în care am venit maximum o săptămână în România și atunci stăteam în București, rezolvam problemele și plecam. Și acum 8 ani de zile am locuit în Spania, pe malul mării, chiar în buza mării. Am o viață privilegiată, asta este. Și m-am întors, pentru că m-am întors cu mașina, am intrat pe la Nădlac, am luat-o spre Arad, Timișoara. Până în Târgu Mureș, 450 de kilometri, am mers 20 de kilometri adunați, care nu au fost pe autostradă. Welcome back! Poate locuind în România și cu problemele de aici și cu trăind cu adevărat în țară. Da, eu trăiesc în sensul că sunt implicat în zeci de business-uri din România.
Însă nu am nu locuiesc, nu îmi bat capul cu viața zilnică din România. Și știu că atunci când îți bați capul cu viața zilnică din România, poate crezi că lucrurile nu se mișcă cu viteza cu care ar trebui să se miște, că nu avansăm, poate unii au impresia că nu avansăm aproape deloc. Dar eu mi-aduc aminte foarte clar când am plecat din România, cât timp am făcut eu de la București până când am ieșit din țară. Și câte înjurături. Stai, nu zice hop că trebuie să o iei pe Valea Prahovei. Ai grijă când o iei. Lasă, din nou. 8 ani nu sunt mulți ani pentru o nație. Iar avansurile, sincer, nu se văd doar în autostrăzi. Se vede că țara asta avansează. Se vede în hoteluri, în ce hoteluri am stat, la ce nivel au putut să ducă anumite hoteluri care nu fac parte din lanțul Hilton sau din Marriott sau din... sunt business-uri ale antreprenorilor români. Știu unde o să vezi răzvare cel mai mult? În calitatea oamenilor, frate. Au crescut foarte mult oameni. Nu toți. Băi, dar cei care au vrut să crească, au crescut spectaculos. Ținând cont de contextul în care da. Și îmi doresc tare mult să, în lunile astea, să socializezi și tu cât mai mult. Da, asta fac. Pentru că sunt oameni faini și comunitatea TBF, iarăși sunt antreprenori foarte, foarte faini. Foarte faini. Cu antreprenorii, da, dar cu ei socializez de mult timp, dar m-au surprins oamenii, eu mi-aduc aminte cum era, deci mergeam să-mi rezolv orice problemă și dacă nu mă enervam de însăreau capacele, pentru că ori n-aveau respect față de tine, ori nu vroiau să te ajute, ori am observat comportament destul de diferit în orașe în care nu mă așteptam. Pur și simplu nu mă așteptam. Oamenii să fie mai buni, oamenii să fie mai înțelegători, oamenii să vrea mai mult să te ajute. Să-ți rezolve o problemă și mai ales să te ajute, nu pe stilul ăla vechi pe care o știam, stilul ăla românesc de hai mă că-ți fac, fii iar mă să dreacu, hai că-ți fac ce mi-ai cerut tu deși era jobul meu. e altceva și... Chiar m-a surprins într-un mod extrem de plăcut, deși am venit din Spania, n-am avut alte haine în Spania decât tricouri și pantaloni scurți și primul loc în care m-am oprit a fost în mall să-mi schimb toată garderoba, că am murit de frig și cum am intrat în țara anins, ceea ce a fost foarte distractiv, dar a fost pentru prima oară când am putut să zic drumurile în România, cel puțin până aici, au fost mai bune decât drumurile din Italia. Și asta spune multe, foarte multe. Și mănânci la anumite restaurante din România unde este mâncare mai bună decât prin toate țările prin care treci. Aici așa este. Și hoteluri cu servicii mai bune decât, din nou, prin toate țările prin care treci. Și chiar avem niște lucruri și antreprenorii au făcut asta posibil. Iar dacă antreprenorii pur și simplu și-ar schimba, ar crește pe partea de management, pentru că aia le lipsește, restul au. Dacă ar crește pe partea de management, să înțeleagă cum scalează, cum conduc afaceri și fără să distrugă pe ei, fără să facă rabat de la timpul cu familia, să aibă și ei o viață, că până la urmă, ok, facem antreprenoriat, dar vrem să avem și o viață plăcută și fericită, că nu merge una fără alta. Dacă ar învăța asta, România are o șansă absolut remarcabilă. Chiar are. Învață. Când ai voie, Răzvan, problema este expunerea la astfel de informații, cum este sistemul TBF. Dacă toți antreprenorii care încep o afacere din momentul când își înființează o firmă află despre el, doar atât. După aceea restul vine aproape de la sine. Nu vor aplica toți, dar faptul că știu niște principii legate de management și le vor aplica în afacerea lor chiar de la început, va schimba mentalitatea lor de oameni, de antreprenori și vor schimba și societatea exact așa cum spui.
extrem de mult. De asta eu nu știu cum să fac să expun ideile tale, sistemul ăsta la cât mai mulți oameni și să mă fac, dar timpul nu mă ajută întotdeauna. Este simplu, implementează și fii un exemplu. Este cea mai puternică metodă. Da. Și clișe, și da, cea mai rapidă. Cam da, așa. Doar să implementezi și să fii un exemplu. Bun, mi-a făcut mare plăcere, dragule, să te cunosc. Nu, dragilor. Mersi, Adrian. Dragilor. Vorbim, ne vedem mâine, dragilor. Da. Dragilor, știți voi vorba aia, rămâneți nerezonabili.